biserică a fost construită vreo 55 de ani. Deci oamenii erau modești și nu se ambiționau să facă într-o săptămână, cum vrea prefericitul Daniel să-și facă mega catedrala. Iisus Hristos ăsta, făt frumos, e instalat mai târziu, se pare. Dar tot în secolul 19. Și masca zice că e obligatorie la biserica de 300 de ani. Doar că ceas s-a oprit. Freidorf Timișoara. Acum nu mai scrie nimic în germană. Parohie romano-catolică. Platanul ăsta câți ani o fi avut? Pare vechișor. Abia dacă îl pot cuprinde doi oameni. Interesant. Nu știu de când e casa asta, dar arată impresionant, cu poartă mare, cu îngeraș pe sus, cu iederă până sub streașină. Și anexa asta cred că tot stă mansarda pe o casă veche. Câine rău. Sunt doi vecini sau doi frați au împărțit casa. Români patrioți. Și-au pus tricolor la poartă. Frumos, nu? Dar cam ilegal, nu? Gardă înalt să nu vadă vecinul ce fac. Curte mare comună. Poartă cu telecomandă. În Timișoara n-am văzut câini vagabonzi, dar aici în cartierul ăsta, Freidorf, doi deodată, grași, sănătoși, bine hrăniți. Rămân pe lângă parc, pe unde vine lumea, copiii la odihnă. Monument de eroi, are mai mult de 100 de ani, nu-l distrug, dar nici nu-l îngrijesc. Na, chestiile astea cred că-s spus acum, recent. Și inscripția asta e proaspătă. Iarna tamană e vremea înghețatei italiene. Hai să mai vedem un monument. Totul e vechi, mai mult de un secol, de până la venirea administrației românești. Se păstrează. Gardul cred că e mai recent decât 100 de ani. Nici o inscripție în română. Dar se putea adăuga, ca să știm și noi. Sunt și câini cu gospodari, dar stau în țarc. Numai un pic era la libertate, după aia l-au băgat
după gard. Un fel de parc central în Freidorf. Și se pare că are mult timp parcul ăsta, dacă copacii sunt bătrâni și monumentele au chestiuni secol. Nu știu apa de unde vine și dacă e potabilă, dar văd că oamenii își fac provizii de aici. M-am mirat că n-au lătrat la biciclist. Și câinii ăștia au fi fost de casă cândva, acum au fost lăsați în stradă. Bicicliști nu prea văd pe aici. Despre fântână m-am interesat, scrie că e forată și că asigură administrația că e apa bună, potabilă. Interesant cea de la robinet de unde vine. Nu contează cât de mică e casa, contează să ai mașină în curte. Sau tindă de asta. Casa e din lut cu stuh. Probabil de 100 de ani. Și după ce ai dat tencuială deasupra și veselie. Casă vechi și noi. Pisică la geam, mai curioasă decât mine. Și faci frumușață, te-ai speriat. Ești o fricoasă. Cocostârcul nu e adevărat. Cel puțin două locuri de parcare se putea de făcut aici. Dar aici au făcut și am amenajat frumos în fața casei. Ha? Ce fel de gospodari sunt ăștia? Oamenii mai săraci țin mașina în curte și la drum au lăsat loc de parcare pe gazon. Așa fac gospodare. Strada Georgescu, fostă Varga. Avea nume de femeie, cum are nume de bărbat. Strada Ardealului. Gospodarii își țin găinile și cocoși în drum. Găina mare, găina mică, dar cocoșii numai mictei, pintenați. Da. Eu când am scris mare, tot așa, să-mi fac acoperiș albastru și sală de conferințe sus. Hai, Rocco! Și o să-mi iau un câine negru, să-l port fără lesă, ca spar bengos. Sau măcar unul mițos, așa ca ăsta. Probabil tot era cu gospodar, cu gospodină, dar acum au rămas singur, abandonat pe străzi. Rocco, de-al cui ești? Te-au lăsat pe drum mititelul. Așa sunt oamenii. O pisică curioasă și curajoasă. Strada Ardealului. Zi ceva. Vremea mea. Poate vreți să închiriați o căsuță pe lângă calea ferată cu fontan în curte. Să vedeți niște gospodari care își îngroașă zidul cu cărămidă pe o coastă.
care își împletesc florile în felul ăsta. Cosiță. Bisericuță modestă, modernă, cu tricolor, dar și cu curcubeu. Nu știu cine a făcut-o, dar nouă ne place. Și cu avioane. Dedicată unui erou aviator. Și frumos și lubreg ai place. Încuiet, dar bine ca o boxă. Fix lângă biserică, este drum de biserică. Zvârăște apă, probabil potabilă. Ia câte. Scurge în canalizare. În cât timp are să anunț autoritățile și o să intervenă? Anul ăsta sau la anul? Până atunci câți metri cub de apă? Tone o să curgă. Nu știu dacă încă e Freidorf pe aici, dar drumul ăsta duce spre centrul Timișoare și mi-amintește de trotuarele moștenite de la sovietici din Chișinău, Bălți și alte urbe de peste Prut. Trotuar spart. Oare când o să-i vină rândul să fie reparat pe strada Banatului. Colț cu strada Vulturilor. Periculos. Poate nu, o administrație are un mandat întreg la dispoziție. Haide, hai!